Ei sunt oamenii care sar în foc pentru alții, la propriu, și o fac mai puțin pentru bani și mai mult dintr-o mare pasiune. Cascadorii României sunt printre cei mai buni din lume și, în pofida faptului că la noi nu mai există o școală de specialitate, unii dintre ei au deja o serioasă reputație internațională. Îi vedem, deși nu știm, în filme de Oscar, dublând legende de la Hollywood. Dar, ca să ajungă acolo, se pun deseori în pericol cu antrenamente dure și exerciții la limita dintre viață și moarte. Am avut gâtul rupt și niște zgârieturi urâte pe față. Am avut 11 copci și am tras ceva timp după treaba asta. Are 1,65 m înălțime și 49 de kilograme. Când o vezi pe stradă, parcă ți-e teamă să o atingi. Pare firavă, fragilă, delicată. Nici prin cap nu i-ar trece cuiva că Sasha e cascador profesionist și că în România nu sunt multe ca ea. Îmi place ceea ce fac. O fac din foarte mare plăcere. S-a întâmplat să nu-ți iasă în anumite cascadorii? Nu, niciodată. La cei 32 de ani a fost cascador în nenumărate reclame și peste 50 de filme. A jucat în Seven Seconds, Sex Traffic, Aniela, Incubus sau Cookie, alături de actori faimoși ca Tara Reid și Wesley Snipes. Și cu Steven Seagal și acum, dacă ne vedem, ne salutăm și suntem foarte buni prieteni. Și cu Kiefer Sutherland, chiar și cu Donald Sutherland. A jucat cu Kiefer Sutherland în Mirrors, un film turnat în România și odată cu această producție a crescut enorm respectul ei pentru marele actor, ca profesionist, dar mai ales ca om. Adevăratele vedete chiar nu au aere de vedete. Sunt niște oameni foarte modești și foarte la locul lor. La fel de modestă e și ea. Nu vorbește niciodată despre situațiile numeroase în care își pune viața în pericol. Pentru ea, cascadoriile periculoase pe care le-a făcut sunt mai mult decât o meserie, sunt viața ei. Și despre accidentele care îi se întâmplă, vorbește cu umor. La un moment dat eram într-o cameră, așa zisă, camera oglinzilor. De acolo ieșam eu plină de cioburi, cu o mască de latex pe față și continuam drumul că l-atacam pe Kiefer. La finalul filmului eram plină de vânătăi, pentru că au dat cu mine de toți pereții. Aveam momente în care spuneam, nu mai pot, deci chiar nu mai pot. Au fost 2 luni jumate crunte pentru mine. Am muncit de dimineață până seara, în continuu. Nu aveam timp de absolut nimic și dormeam 3 ore pe noapte. Dar dimineața era din nou proaspătă la muncă. Paradoxal, pentru ea, fiecare clipă petrecută pe platourile de filmare e o bucurie, chiar dacă uneori partenerii nu sunt foarte cooperanți. La o reclamă, de exemplu... Din cauza cățelului am făcut 16 dublă, dar nu le învinesc. În filme și în reclame a făcut de toate. Cascadorii pe cai, sărituri de la înălțime, căzături și salturi prin geamuri de sticlă. De cele mai multe ori ies din prima, sunt foarte bine calculate. Dar neprevăzutul nu poate fi scos mereu din scenă. Ultimul incident, wow, da, a fost destul de urâțel, să zic așa. Un geam orizontal, eu cu un băiat, am sărit amândoi, ținându-ne de mână, dublam tot așa 2 actori, dar eu fiind în pantaloni scurți, geamurile s-au înfipt în picior foarte bine. Am avut 11 copci și am tras ceva timp după treaba asta. Altă dată, calul a călcat într-un șanț, m-a lovit cu capul direct în față, nu mai știu de mine, și am căzut între picioarele calului, m-a tăvălit o bucată bună. Și am avut gâtul rupt și niște zgârieturi urâte pe față. Dar ea are o singură teamă. Să nu rămân cu cicatrici pe față. Și o regulă strictă. N-ai să mă vezi niciodată conducând mașină sau motocicletă. Îmi cunosc foarte bine limitele. Și nu trec peste ele niciodată. E legea de aur a cascadorilor. Să nu te crezi invincibil. Să realizezi că ești din carne și oase și că riscul împins la extrem te poate ucide. De aceea, meseria de cascador nu e pentru oricine. Îți trebuie caracter puternic și voință de fier. Sasha le are pe amândouă. Nu trece o zi fără un antrenament riguros făcut acasă sau în parc. Tot acolo își exersează și căzăturile pe scări, specialitatea ei. Orice căzătură... e cu loviturile de rigoare. 100% nu ești niciodată protejat.
Poartă pe ea, la fiecare căzătură, un echipament complicat care îi protejează coatele, genunchii, coloana. În 12 ani a învățat că e o meserie cu care nu te joci. Ea a ajuns aici din întâmplare. Am făcut echitație o perioadă bună de timp, de când eram mică. Un coleg care a plecat din echitație către această lume, către cascadorie, a avut nevoie de o fată să dubleze o actriță. I-a plăcut și a rămas. Nu pentru glorie, căci puțin sunt cei care fac deosebirea în film între actor și cascadorul care îl înlocuiește. Cascadorii sunt anonimi pentru marele public, însă vedete în lumea lor. Și în străinătate sunt plătiți pe măsură. În România, însă, meseria nu e apreciată la valoarea ei. Sasha, de exemplu, câștigă de 10 ori mai puțin decât colegii ei din alte țări, dar nu renunță. Nu pot. Odată ce ți intră în sânge, n-ai cum să renunți la ea. Pentru cascadorii, însă, reputația e de multe ori mai importantă ca banii. Pentru că ajungând să fie foarte apreciați, sunt deseori cooptați în filme de Oscar. Lui Vali Vasilescu i s-a întâmplat deja. A lucrat cot la cot cu Jude Law și Nicole Kidman în Cold Mountain. S-a împrietenit cu Steven Seagal și Rutger Hauer. Are la activ zeci de filme în care a fost cascador, maestru de echitație sau chiar coordonator al întregii echipe de specialiști în cascadorii. Asta e iarăși o pregătire pentru explozie. Mai mulți care zbor, mașina asta trebuia să explodeze. A fost un salt foarte complicat. O meserie care doare pe alocuri. Dar care îi lasă lui Vali povești și amintiri frumoase. Într-unul dintre filmele străine turnate în România a stabilit și un record. Filmul cu cei mai mulți cai aduși pentru o secvență. Am avut 160 de cai vreo 2 săptămâni. Și cum poți să coordonezi atâția cai? Asta e secretul meu. Și-a folosit secretul pentru a face un cal să sară singur printr-un geam. Cât se poate de liber, nu are nimic. Nu are căpăstru, nu are nimic. Eu eram pe partea cealaltă, îi spuneam, du-te, sărea pe geam și pe partea asta l-aștepta altcineva. Încă uite, asta e pregătirea manej cu aceeași fereastră, am făcut o ramă, am stricat-o de 7.000 de ori. Dar are putere de convingere atunci când vine vorba de cai. Deci alt film, un film franțuzesc, când trebuie să alerge într-un cerc de foc, liberi. E serios, profesionist, hotărât și nu lasă nimic la întâmplare. Greșelile pot aduce pagube financiare producătorilor și de imagine echipei. Făceam niște teste preliminare pentru presiune și sincronizare pentru oamenii ăștia care sar aici împreună. A jucat în toate genurile de filme care presupun cascadorii. Aici am fost coordonator și dublură pentru actorul principal. A fost filmul de debut al Monicăi Brâlădeanu. A ajuns cascador datorită marii sale pasiuni pentru cai. Secretul de care vorbește este de fapt o capacitate unică de a comunica cu animalele. Își tratează caii cu respect și e răsplătit pentru asta. În fiecare zi ies la plimbare. Animalele sunt atât de devotate încât fac orice le cere. De aceea sunt și solicitați în filme mari făcute de Hollywood. De curând, Vali Vasilescu și caii lui au fost cooptați în cea mai recentă ecranizare a filmului Cei trei mușchetari. Cu Mila Jovovich și Orlando Bloom. Asta a fost anul trecut. În Germania s-a filmat. Asta încearcă Vali Vasilescu să învețe și pe alții. Să nu se gândească la glorie, ci la pasiune. Să nu țintești banii, ci profesionalismul. Și să nu iei în derâdere nicio ofertă. Pentru el, filmele de Oscar și evenimentele din țară sunt tratate cu același profesionalism. Ba chiar spectacolele mici îi se par mai dificile. Este cu totul diferit. Totul este live, orice greșeală se vede. La film, ok, se dă stop, se mai face o dată până iese exact ce își dorește regizorul. Aici trebuie să ne pregătim cât mai mult ca să fim siguri pe ce iese în final. De câteva săptămâni, Vali Vasilescu se antrenează pentru Festivalul de Artă Medievală de la Suceava. Lasă-l ca să te vălește, nu face nimic. Evi. Hai, levante-a-ți. Acolo îl blochez pe altul, hop, și spui asi. Bun, ridicați-i și pe ea. Știe exact cum gândesc animalele și mai ales faptul că nu le plac surprizele. Toate elementele pe care le vor întâlni la filmări încercăm să le introducem dinainte. A să fie, să devină niște lucruri familiare. Foc, fum, zgomote, oameni grăbiți, camere, macarale. Iar dacă pregătirea nu e riguroasă, s-ar putea degenera în situații oarecum periculoase.
Copii mari agitând săbii, costumați în cavaleri, trăgând la țintă cu arcul, alergând cu lancia, sărind peste trambulină. Doar că ușurința cu care se mișcă e înșelătoare. În spatele jocului sunt ani de muncă, antrenamente, alergătură, oboseală și uneori răni grave. De curând, într-un film turnat în Bulgaria, cascadorul lui Sylvester Stallone a murit într-o explozie sub ochii lui Arnold Schwarzenegger și a lui Bruce Willis. Alții se accidentează atât de tare încât sunt scoși din cursă pentru totdeauna. Vali Vasilescu știe toate riscurile și e foarte atent, și la el, și la public. Vrea să-i distreze, nu să-i îngrozească. Sub privirile a zeci de oameni, Vali Vasilescu și echipa își arată maestria. Totul s-a terminat cu bine. Publicul pleacă extaziat acasă. Vali își felicită echipa. Bravo. Dar nu vor avea timp de odihnă. Au solicitări noi și angajamente ferme. Vali stă rare ori pe acasă. O să încep un alt proiect românesc, o comedie, și un proiect american care se înscrie în moda asta cu vampiri, vârcolaci și alte creaturi ale întunericului. Pe vremuri, România a avut mulți cascadori ca Sasha sau Vali Vasilescu. Eram buni, cunoscuți în toată lumea. Producțiile românești aveau bugete mari și scenarii spectaculoase. Acum, școala românească de cascadorie a dispărut. În toată țara sunt 80 de cascadori, cu tot cu cei ieșiți la pensie. Cursuri se organizează odată la 10 ani și chiar și atunci, puțini sunt cei care reușesc să le ducă până la capăt. De aceea, românii nu sunt prezenți în multe producții internaționale. N-au profesori, n-au atestate, n-au niciun sprijin. Au, în schimb, performanțe atunci când ajung să știe lumea de ei. Și ne mândrim văzându-i pe câte un generic, fără să știm cât de greu le-a fost să ajungă până acolo.